ai avut parte și de vacanță în vara care tocmai s-a încheiat. Da, am reușit să merg o dată la Suceava, la mine acasă, 3 zile, ca să mă văd cu tata. Și am fost 2 zile la mare, la Corbu. A fost foarte drăguț. Am fost pentru prima dată cu cortul, mi-a plăcut enorm. Deci da, am reușit să prind puțină vacanță. Spune-mi, părinții, când au aflat că tu vei fi protagonista noului serial de la ProTV, cum au primit vestea și rudele în general? Părinții mei sunt în continuare super mândri, abia așteaptă să vadă și s-au bucurat foarte tare. Cumva ei se așteptau ca eu să reușesc să fac ceva cu meseria asta, mai mult decât mă așteptam eu. Rudele și ele sunt foarte încântate, îmi spun actrița noastră, artista noastră, abia așteptăm să te vedem, am revistă cu tine pe frigider și e cumva, e drăguț și mă bucur că reușesc să-i bucur cu chestia asta. După 3 luni de filmare, spune-mi care au fost cele mai mari provocări pentru tine. Există și niște scene mai dure din punct de vedere emoțional. Da, există. Cred că cea mai intensă zi de filmare a fost în urmă cu 3 zile, unde am avut parte de niște experiențe provocatoare, ca să zic așa. Nu vreau să zic extraordinar de multe, dar o să fie niște imagini puternice acolo, da, și emoțional și vizual e ceva extraordinar. Am avut o locație superbă. O să vedeți. Eu m-am ales cu câteva vânătăi, dar nu vă zic mai mult. Cu cine ai interacționat în scenele respective? Cu tata socru. Care este ce actor? Nicu Mihoc, care îl interpretează pe Sandu Vlahu. Cu el am avut și a fost foarte bine, pentru că e un om foarte cald și m-a ajutat foarte mult să trec prin scenele astea de care mie oarecum mi era frică, dar nu o frică groază, cât aveam emoții pentru ele, pentru că îmi plăceau foarte tare. Și dar lucrul cu Monica Bârlădeanu, cu Maria Buză, cum este? Personajele noastre se află mereu într-o tensiune, dar cu ele, ca oameni, mă înțeleg foarte bine. Le admir foarte mult, încerc să învăț de la ele cât de mult pot. Sunt două femei extrem de elegante și sigure și cred că am nevoie să învăț chestia asta și sunt persoane de la care pot să învăț cu adevărat. Ai menționat un pic mai devreme tata socru, deci înțeleg că personajul tău, Alma, nu? S-a căsătorit cu Sasha. În viața privată, intenționați să faci acest pas? Nu știu, ești într-o relație? Nu sunt într-o relație, dar sigur, mă gândesc ca la un moment dat în viața mea să fac și pasul ăsta. Când o să fie timpul, când o să găsesc persoana potrivită, pentru că sunt ușor romantică și îmi doresc să fac asta o dată în viață și atunci am grijă să ca lucrul ăsta să se întâmple. Îți dorești ca viitorul tău partener de viață să fie din branșă sau să fie dintr-un domeniu total diferit? Nu mă gândesc la asta. Pentru mine contează foarte mult omul și cu ce se ocupă mai puțin. Sigur că e cumva mai comod să fie din același domeniu pentru că înțelege, pentru că putem să vorbim despre asta și așa mai departe. Dar nici dacă ar fi din afară, n-ar fi o problemă. Nu este un reper neapărat. Revenind la animalul de companie, cine are grijă de el? Pentru că tu lipsești destul de mult de acasă. Am un motănel, am un pui de pisică mic acasă cu care mă joc și încerc să învăț să trăiesc cu el și să-i ofer ce are nevoie, pentru că e foarte agitat la vârsta asta. Eu am grijă de el, e adevărat. E și la filmări cu tine?
nu-l iau la filmări cu mine, dar am noroc că nu filmez chiar în fiecare zi și nu în fiecare zi am un program de 12 ore și atunci reușesc să mențin un echilibru. E adevărat că îmi duce dorul foarte tare când plec și când mă întorc mă ia în brațe și e foarte iubitor și e doar momentul meu preferat din zi după o zi grea de muncă, să-l văd cât de entuziasmat e că am venit, e momentul preferat. Dar am reușit până acum să țin tot într-un echilibru și să-i ofer și timpul de care are nevoie. L-ai primit, l-ai adoptat? L-am adoptat. L-am adus de la Suceava chiar, de la mine de acasă, cu trenul. L-am chinuit puțin, sau m-a chinuit el pe mine, că am fost foarte stresată pe drum. L-avea mătușa mea, l-a găsit pe stradă. Doream foarte mult să adopt, pentru că sunt foarte mulți pisoi care rămân pe stradă și nu au pe cineva. Și atunci am ales să fac asta.